Bună seara și bine ați revenit cu drag la Prof. Online. Vorbim de departament când la geometrie. Tema pentru acasă. Asta facem așa de. Suntem în întârziere, în crize de timp. Facem lucrurile așa cât se poate de... din mers, cum să le zic. Și apicultură și matematică. Tema pentru... pentru acasă, da? Da. Așa, geometrie, clasa 7. A, 7, da. Geometrie. Da. Problema 13, de la pagina 182. Problema 13, de la? 182. 182, da. Triunghiul ABC este înscris în cercul... în ipoteză, triunghiul ABC, este înscris în cercul C, de centru O și radial. Înscris... în cercul de centru O și radial. Dacă. Dacă AB e egal cu 6 radical din 2. Mai avem că AB e egal cu 6 radical din 2 cm. 2 cm. Măsura unghiului A e egal cu 75 de grade. Măsura lui A e egal cu 75 de grade. Măsura unghiului B e egal cu 45 de grade. Să se afle. 45 grade. Să se afle. În concluzie, doar... amic. Măsurile arcelor mici. AB, AC, BC. Măsurile arcul A, AB, B, AC. Egal cu cine, da? Da. Măsura arcului A, AC. C. Egal cu cine? Și măsura arcului BC. BC. Egal cu cine? Da. Și AB mic. Să aflăm lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. Lungimea, lungimea razei, raza. Raza cercului. Raza egal cu cine? Asta, da. Ierul ăsta da. Aici, da? Hai să zicem așa, ier egal cu cine? Atât, da? Da. Păi... facem mai întâi un triunghi? Un cerc. Când scris în cerc. Deci întâi cercul, da? Da. Deci un cerc. Și în cerc să scriem un triunghi. Deci cercul de centru O și rază el. Facem cum vrem de triunghiul. Triunghiul ABC oarecare. Da, nu scrie. Da? Uitați, deci, scrie măsura unghiului A 75, măsura unghiului B 45. Doar atât să gândim cât de cât la unghiul A. Deci, ca să văd 75 de grade, dacă ar duce diametru, miruna, și poate, dacă ar duce diametru, oriunde aș face un unghi, oricât l-aș duce, ar fi din 90 de grade. Deci când... pentru că jumătate de cerc cât este? 180. 180, da. Iar unghiul cu vârful pe cerc are jumătatea arcului ca măsură. Și la 180 pe 2, 90. Da. Cu alte cuvinte, eu acum știu că oriunde l-aș lua pe ar fi 90 de grade. Ca să fie mai puțin, mai puțin de 90 de grade, înseamnă că trebuie să fie nu diametru, ci coardă. Da? Deci BC-ul trebuie să fie coardă. Și cam așa zic eu. Cât de cât. Iată, aici am luat pe cine? Pe A. Și oriunde l-aș lua pe A, pe toată distanța asta, dacă coarda asta are câte grade? 150. Da. Nu ca coarda, arcul. 150. Arcul, jumătate 75. Corect. Bun. Deci în clipa de față, să zicem cam atât ar fi unghiul A. Iar BU, BU cât 45, este? 45. E 45. Să zicem ăsta? Da. Haide așa, cred că e bine așa, 45, da? 45 de grade, ăsta este 75 de grade. Și... să notăm, domnul profesor, A, B, obligator aici, nu? Da. Aici ce? Înseamnă că ce de cât e? Voi spuneți-mi. Dacă știu pe A și pe B... de cât e ce? Păi 75 plus 45, 120. 20. 50, deci 60. Nu? 60 de grade este. Deci asta este de 60 de grade. Bun. Iată că ceva am reușit. Mi se spune să aflu măsura arcului mic, AB. Arcul mic. Arcul mare este așa și arcul mic așa lungă. Da. Cât este arcul?
AB. Fac cu AB 30. Cum să fie 30? Da. E dublu. E dublu. E 180. Păi dublu. A, dacă e ori 2, da. Nu, păi adică de ce e ori 2? Suma unghiurilor cât face? 180. A costat 80. Tot da. Unghiul 360. Păi nu am acoperit tot cercul? Ba da. Cu arcul ăsta, cu arcul ăsta și cu arcul ăsta l-am acoperit cercul? Da. Deci de ce e dublu? La 180. Pentru că unghiul cu vârful pe cerc e jumătatea arcului. Altfel spus, arcul este dublu unghiul. De două ori unghiul. De două ori unghiul. Da, de ce? De scrie arcul AB. 120. Care arc? Arcul mare. Așa. Da. 120. Arcul mic este ăsta. Arcul mic, eu cu mare. Arcul ăla mic, așa, nu care? E egal cu AB? Nu, unghiul C nu e egal cu arcul AB? Păi unghiul C, care, unghiul cu vârful pe cerc, nu-i jumătatea arcului? Când e egal cu iar cu arcul? Când unghiul e în centru, Miruna. Deci, Miruna, hai să ne amintim lucrurile acestea. Deci, unghiul la centru, măsura unghiului ăsta este egal exact cu arcul ăsta de aici. Dar e la centru? Dar la centru. Centrul cercului. Dar acolo e pe cerc. Aici, cerc face 360 și ăsta tot 360, da? Deci, din cauza asta, spunem că unghiul cu vârful la centru, măsura unghiului este egal cu măsura arcului. Când unghiul e cu vârful pe cerc, atunci măsura unghiului este jumătatea măsurii arcului. Jumătatea măsurii arcului, da? Da. Asta înseamnă că dacă unghiul este de 60 de grade, arcul va fi dublu. De două ori măsura unghiului. Și noi de unde ne dăm seama care e AB, ăla mare, ăla mic? Păi mi-a spus în problemă. A zis în problemă așa. A zis aflați măsura arcelor mici. Adică, da? Ne spune clar. Măsura arcelor mici. Arcul e acesta. Da. Nu arcul e AB așa. Că ăsta ar fi din 360, scădem 120 și am aflat și pe ăla. Dar au 2000 arcele mici. Așadar, spunem repede pentru a mic. Da? Cu măsura unghiului ACB, hai zicem, nu? ACB egal cu 60 de grade. Atunci rezultă că măsura arcului AB e 12. Va fi dublu. De două ori 60 de grade și face 120. Bun. Pe de altă parte. AC e 45 ori 2. AC, da? Arcul AC. AC. E 45 ori 2. Deci, cum zicem dedesubt, măsura unghiului ABC. ABC. E de 45. Egal 45 grade. Rezultă că măsura arcului AC. Măsura arcului AC va fi dublu. Dublu. De două ori. 90 de grade. Deci egal cu 90 de grade. Și CB? Și măsura BC, al lui BC, vrea da? 90. Zice, măsura unghiului CAB, măsura lui CAB, egal cu 75 de grade. Și atunci rezultă că măsura arcului CB e dublu. De două ori 75 se face 150 de grade. Da? 120-150 de grade. Raza cercului acum. Să vedem raza cercului. Păi trebuie să ducem. Mai știm că AB, AB ca măsură, o cunoaștem, da? AB. Este șansa radicală de 2. Deci trebuie la punctul B mic, da? Da. Știm că AB e egal cu 6 radical din 2. Păi, ducem o rază, nu? Ducem o rază, da? Uite așa. Sigur, și cu A unii, și cu B unii, și cu C unit. Dacă ducem o OP perpendiculară din A pe BC? Din A pe BC, la ce te va ajuta? Păi știm cât e AB.
6 ori ca din 2 avem 90, 45, 45. Deci aici, Miruna, tu spui așa. Unghiul ăsta e de 90 de grade, să notăm A1, da? Triunghiul A1B, ai unghiul de 45, el e dreptunghic aici, că ai dus tu perpendiculară, da? Și atunci, triunghiul ăsta devine isoscel. 45, 45 va fi și ăsta. Și ce ai putea să afli? Teorema lui Pitagora, A1 și A'. Pe AB o știi. Și puteai să afli A1 care este cât A1B. Da, nu-i raza trebuie să o. Dar nu-i raza. Păi să vedem, ne punem minte la treabă. Deocamdată suntem în etapă de tatonare. Deci, după ce am aflat chestia asta... Putem afla și AC-ul și BC-ul. Care? AC-ul? Da. Cum o poți afla pe AC-ul? După ce află pe A1 și A1B, zici A. A1 după ce o știi, nu? Da. Poți să afli pe AC cum? Păi dacă mă știu pe C1... Știi unghiul ăsta de 60 de grade. Da, ăla e 30. Și ăsta va fi de 30. Ăla e de 90. Și știi pe A1. Ai putea să aplici o funcție trigonometrică. Sinus. Care se lege cateta A1, ca unei catetă, cu cine? Cu ipotenuză. Cu sinus. Cateta opusă cu ipotenuză, sinus. Sinus. Sinusul leagă. Da. Și putea să afli și pe AC, nu? Da. Bun, dar nu e trebuie rază. AC o știi, AB o știi... BC respectiv o afli. Păi BC cum o afli? Păi pe A1B o știi. Care? Teorema lui Pitagora, că A1 o știm, CA o știm. Deci A1 o știm, A1B o știm. Și atunci aplicăm teorema catetei. Nu, atenție, într-un triunghi dreptunghic aplicăm asta. A, da. Dar nu, tot într-un CA1. În CA1. Așa, dreptunghi. Pe AC o știm, pe A1 o știm și apoi și pe CA1. Și o știm pe toate, în final. Știm toate laturile. Bun. Și totuși raza ne trebuie. Raza cercului. Raza cercului. Păi ce formule am învățat la radio? Aveți o formulă, ceva, vi s-a dat, știți ceva cu raza cercului? Raza cercului circumscris? Circumscris, nu? Iar mare. Da. Dacă aveți o formulă, dacă nu... Ai zis că ți s-o dat, Mirna. Ce? Mi s-o predat. Asta caut și eu. Da, nu mi-a predat raza aia. Dar mi s-a părut că formulă mi s-a predat. Eu zic că mi s-a dat ceva, nu se poate. Și eu zic, mi s-a părut că formulii mi s-a dat. Ce mi s-a predat, domn profesor? Da, formula pentru raza cercului este într-un... Păi rămân. Păi asta vreau și eu. Asta discutăm, da. A, R mic egal cu S supra P. Unde S are triunghiului și pui semiperimetrul triunghiului. Asta e raza cercului înscris. Înscris e raza cercului. Dar eu vreau circumscris. Raza cercului mare. Asta nu ne-a mai dat-o. Raza cercului circumscris. N-ai acolo un triunghi și un cerc... Așa, uite, ca acolo? Nu. N-ai figură din aia? Nu. Un triunghi înscris într-un cerc? Ba, dar uite acolo. Eu parcă văd. Și eu. Uite acolo, mai jos. Mai jos, da. Aici e măsura unui unghi înscris într-un cerc. Este jumătate de măsura arcului, cuprins între laturile sale. Bun. Da, și mai departe? Trebuie să fie o ea, uite, te vă atenți. Ce ți-o dat acolo? Dar tu de ce n-ai fac? Încă nu. Acolo, acolo, Ali, hai! Acolo sus, uite, bă, triunghiul și cercul, Ali. Da, fie A de diametru, măsura lui B, A de 1 pe 2 de măsura lui B, D și măsura lui D, A, C, 1 pe 2 de măsura arcului D, C. Practic am demonstrat asta teorema. Bun. Și mai departe, trebuie să fie, nu se poate, uite-te cu atenție. Dar uite bine, măi, Adi, pe tot ce vă dat. Uite, teorema sinusului, nu v-a dat-o? Nu. A supra sin de A egal cu B supra sin de B egal cu 2. Clar? Iar? Nu v-a dat? Nu se poate. Aveți pe acolo, da. Na, sinus.
Nu vă dau nu pe asta? Nu. Nu e ca domnul profesor, le dăm noi. Nu. Dar iar mare vă dat așa, iar mare egal cu ABC. Supra 4 ies. Iar mare. Asta dă. Iar mare egal cu ABC, supra 4 ies. Asta vă dat-o? Supra 4 ies, nu. Dar ce doar? ABC supra ce? Supra 2. Supra 2. Da. Bun. Hai să încercăm să găsim noi dacă nu vă dat-o. Povestea asta. Deci, ne trebuie o idee care să ne permită să putem lega raza, la urma urmei, nu? Miruna, asta ar fi lucru important. Și cum să reușesc eu să pun în evidență raza asta, să leg din figura asta. Tu ai încercat ceva. Mi-ai spus că poți afla toate laturile. Dar de ce cred că sunt laturile, nu? De ce sunt laturile? Amic de mic, ce mic sunt laturile. Și ies ce este? Ies area triunghiului. Acum area triunghiului poate fi aflată. Aflată, dacă știm și tot. Păi să aflăm atunci laturile, să aflăm și area. Ne ducem așa și vedem și așa. Și aflăm și aceea și aflăm raza. Și o să ne gândim și la teorema Sitzului care v-am spus. Haideți că ca aplicație este destul de interesantă. Ia ascultați. Să vreau să vă să-mi spuneți voi. Dar nu e mai ușoară cealaltă, domn profesor? Care e? Asupra sinusului. E ușoară, dar nu vreau să le dau. Nu? Vreau să vedem cum ne descurcăm la nivelul ăsta, dacă spuneți că nu vi s-a dat. Păi zice că nu le-a dat-o nici pe asta. Nici cu iar mare egal cu ABC supra 4 ies? Nu. Poate fi... Hai să mergem din altă parte. Să știi că ies, area unui triunghi, este egal cu părul sau două laturi, ori sinusul unghiului între ele. Asta o știți. Da, da, da. Nu? E egal cu B ori C, ori sinus, sinus de A, supra 2. Da, asta o știi. Asta o știu. Deci asta, o știm, da, că e de, da, de la arii. Da. B ori C, ori sin de A, pe supra 2. Acum, într-un triunghi, deci B ori C ori sinus de A. Ia să văd eu, în cazul meu, cum aș duce ca să pun în evidență sinus de A. Deci, dacă am un triunghi oarecare, să iau la întâmplare, A, B, C, și duc din înălțimea din vârful B, da. Sau din ce? Hai să ducem. Din ce? CC1. Da? În triunghiul CAC1, în triunghiul CAC1, CAC1, sinus de unghiul A. Cateta opusă. Sinus de unghiul A egal cu cateta opusă, nu? Opusă pe ipotenuză. Supra ipotenuză. Adică CC1 pe AC. Egal cu CC1 supra AC. Dar CC1 asta cine este? Înălțime. Înălțime, da? Deci CC1 de acolo, CC1 este egal cu AC, care pot nota cu B mic. Da. B mic. Ori e... asta la altă puține cu A mic, să o notez. Și asta cu ce? Și asta la altă de jos cu C mic, da? Așa. Așa că se notează. Da. Și atunci, CC1 va fi egal de aici cu AC. AC este B mic, nu? B mic. Deci CC1 egal cu AC ori sinus de A. Ori sinus de unghiul A. Iar când vorbesc de area unui triunghi, zic cu cine este egal? Cu baza. Ori înălțimea. Deci baza ori înălțimea supra 2, da? Adică AB, adică A mic sau C era, bă, C mic. Deci ies egal cu C mic. C mic ori CC1. CC1 supra 2. Da. Egal cu C mic ori CC1 care este de B. Sinus de A. Ori sinus de A. Pe 2.
supra 2. Asta e formula de sus. Asta e formula de sus. Da. Am demonstrat formula de sus, da? Da. Deci, eu pot să aranjez aria asta în mai multe variante. Am zis, produsul a două laturi, sinus unghi între ele, supra 2, egal mai departe cu produsul celorlalte două laturi. AB, de exemplu, așa, AB, orsinus de C, totul pe 2, și egal și cu BC, am pus AC. AC, orsinus A mic, C mic. Da. Așa, orsinus de B. Totul pe 2. Da. Și atunci apare egalitatea asta, că este egal cu deci BC orsin de A pe 2. Da? Deci apare așa. Deci egalitatea care apare este următoarea. Să scriu aici. Da? Să urmăi și voi. Vine BC, BC ori sinus de A, totul pe 2. Deci BC ori sinus de A pe 2. Da. Egal cu AB ori sinus de C. Pe 2. Ori sinus de C, totul pe 2. Și egal cu AC. AC. Ori sinus de B. Ori sinus de B. Amic ce mic, da. Urmărește, da? Amic cerpic, orsinus de B. Pe 2. Pe 2. Dar are rost să mai spun pe 2. Toate sunt pe 2, le-am eliminat. Elimină numitorul. Corect. Împarte egalitatea asta, la totul ce? Prin ABC, prin produsul ABC. La ABC, da. Deci împart de la un capul tot. A ori B ori C. Și asta avem. Și BC este, dar A nu. Și vine sin de A. Pe amic. Supra A. Egal cu. Sin de C. Sin de C. Supra C. C. Și egal cu sin de B. Sin de B. Supra B. B mic, nu? Da. De ce din așa? Să înțelegeți, dacă nu înțelegeți. Am împărțit, dar la ABC. Și când am zis că pun ABC jos, am numit da, tot. BC se duce și rămâne la A. A, mic. Ați înțeles, copii? Da. Deci ABC pun peste tot, la numit tot, la fiecare. Iară formula asta? Deci sin de A supra A egal sin de C supra C egal sin de B supra D sau echivalent, știm dintr-o șiră foarte avățat anul trecut, putem și inverselelor, sunt tot așa de bine. Și A supra A mic supra, supra sin de A. A supra sin de A. Egal cu B, C mic. Egal B mic supra sin de B. B mic supra sin de B. Și egal cu C mic supra sin de C. E ca o formulă. Da? Deci e o egalitate foarte tare. A supra sin de A egal cu B supra sin de B egal cu C supra sin de C. Și egal cu raza. Și egal cu 2 ieri. A și egal cu 2 ori raza. 2 ieri. Dar acum acest egal cu 2 ieri să-l demonstrăm. Să-l demonstrăm cu diametru. Prea frumos ne-am descurcat până aici. Da. Ca să nu încercăm și chestia asta. Aha. Egal cu 2 ieri. 2 ieri. Dar e raza e raza, da, dar râul ăsta mare, copii, e raza cercului circumscris, adică raza mare cum ar veni, adică, da, râul mic e raza cercului înscris. Nu raza cercului ăsta înscris, ci raza cercului circumscris. Ier mare, să faceți diferența între ier mic și ier mare. Ei, acum, ideea este să văd cum fac egalitatea asta, că dacă am făcut egalitatea asta, totul este foarte tare. Deci, hai să luăm pe prima. A supra sin de A. A supra sin de A. Egal cu 2 ier. Echivalent, cum aș spune. Deci aș spune că... Cu cine se scoate? Sin de A. Sin de A egal cu... Sinus de A. Egal cu... A supra 2 ier, nu? Corect. Schimbăm între ele. Da. A supra 2 ier. Parcă aș fi, visez acum, parcă aș fi într-un triunghi dreptunghic în care catetra opusă să fie latura A mic și 2 ier să fie ipotenuza, diametru. Da. Deci visez să mă aflu într-un triunghi dreptunghic și să zic sinusul de unghiul A, uitați, așa visez eu, să se întâmple. Sper să reușesc, nu știu. Deci
așa mi se, se mi se întâmple, și să spunem că unghiul A este ăsta. Da. Asta să fie latura opusă A mic, nu? Da. Și asta să fie diametru 2R. Și atunci aș zice, sin de unghiul A, cateta opusă, supra ipotenuză. Ei, aici, unor unghiul ăsta A, cum îl vedeți aici, da. El este A și dacă îl duc aici. Uitați așa, ca măsură. Deci, oriunde l-aș lua din C începând, mișcându-l pe oriunde până ajung în B, rămâne deschizătura tot arcul BC. Da? Deci, câtă vreme el rămâne de 75 de grade, își poate schimba poziția pe oriunde pe cerc. Deci pe oriunde pe cerc, pentru că el ca măsură tot 75 de grade rămâne. Da? Așa. Și atunci, hai să surprindem momentul fericit când A se află diametral opus cu B. Adică aici. Ăsta e momentul fericit care mi-i trebuie. Și în clipa asta, în clipa asta, triunghiul ăsta A1, unghiul ăsta de aici este de câte grade? De 75, ca zis că oriunde îl mutăm. De 75 de grade, de oriunde îl mutăm, de 75 de grade. Ei, faptul că aici am diametru, da, că trece prin centrul cercului. Da? Deci da. Se întâmplă chestia asta. Atunci sinusul unghiului A, da, egal cu cine? Da, putem să vorbim de cateta opusă? Ei, aici e problema, că nu-i triunghiul dreptunghic, nu? Da. Dar important este că am putut să-l mișc porunghi. Care este însă unghiul drept acum? A1. Păi nu. A1. Cine îmi spune care este unghiul drept? ACB. ACB, foarte bine. Corect, ăla este unghiul drept. Ăsta este, de ce 90 de grade, în mod sigur? Păi ăla e diametru, A1B. Deci, fiindcă A1B e diametru, atunci și ăsta din C... Da, este obligatoriu 90 de grade. Obligatoriu 90 de grade. Da, 180 în părțile alea. Deci, în triunghiul A1CB, ăsta e dreptunghic. Ne certăm cu oricine. Da. Câtă vreme A1B este diametru, da? Da. Și ăla e 75, ăla e de 90 și ăla e prin diferență, nu mai contează. Important lucru este că este de 90 de grade. Și atunci aș putea zice, simt de unghiul A, da, este A1 sau A, e tot da. Aceeași mărime, tot aceeași 75 de grade. Da, da, da. Egal cu cateta opusă. Adică BC. Adică A mic. Da, adică A mic. La supra ipotenuza care e 2R. Asta era. Asta era. Superbă chestia. Insist aici, Adi, să vezi ce șmecherie. Deci eu am fructificat faptul că unghiul cu vârful pe cerc este egal cu, cu jumătatea măsurii arcului văzut, subîntins între laturile sale. Da. Deci unghiul ăsta din A, fiind de 75 de grade, am spus că arcul BC este de 150, de el rămâne B-ul și C-ul rămâne fixe, da. Da? Rămâne ca, rămân ca puncte fixe, da. Înseamnă că lungimea arcului ăsta este aceeași tot timpul de câte de 150 de grade. Iar A-ul poate să se plimbe el pe cerc, tot, de 75 tot spre de arcul ăsta fix se va uita. Da. Și atunci el va rămâne tot 75 de grade. Și eu am luat momentul fericit când am dus o poziție ideală pentru mine. În centrul cercului. Chiar mi-a trebuit să am triunghiul dreptunghic în C. Asta este motivul. Și atunci, într-un triunghi, am putut să zic sinusul, care e egal cu cateta, sinul de unghiul A, cateta opusă. Adică amic pe 2R. Amic supra 2R. Da? Și uitați cum am arătat. Și atunci, șirul ăsta de egalități egal este rezolvat. Mm-hmm. Egal cu 2R. Aha. Și v-am arătat acum teorema sinusului. Notați-vă. Asta se numește teorema sinusului. Asta este teorema sinusului. V-am demonstrat-o, da? Și acum asta aflăm raza. Foarte tare. Dacă știm laturile, da, unghiurile le știm, aflăm da. Raza. Teorema sinusului, da? Se numește teorema sinusului. Hai să mai vedem încă o dată cum am demonstrat-o eu. Am avut inspirație totuși. Hai să zicem.
că a plecat din area unui, area unui triunghi. Corect. Baza are înălțimea asupra 2. Am plecat de la ce prim asupra 2. Iar cu ce prima, am și demonstrat-o și pe asta. Ce prima am zis o chestie, nu repede aflată, că a zis sinusul acolo, și produsul a două laturi, sinusul unghiului între ele. Perfect, da, corect. Și a zis, să ai olea, că eu pot zic și cu alte două laturi sinusul celuilalt. Corect. Și așa mai departe. Deci egalitate, area este aceeași. Corect. Deci am pus mâna pe o egalitate de tipul ăsta. Și ne-am dus sus, acolo. Sus, și aici, aici sunt inspirat când împar totul prin ABC. Corect. Și apare... Sim de A, sim de CPC, sim de PPP. Da. Am întors. Că avem voie. Sigur că da. Și egalitatea este perfectă. A supra sim de A egal B supra sim de C supra sim de C. Egal cu... Știam, nu, știam asta. Ați egal cu 2. Și am demonstrat-o. Dar nu vă... Nu vreau să vă dau forțat. Ca o formulă. Ca o formulă. O și vreau să o demonstrăm. Că asta este toată, tot timpul frământarea mea. Și atunci am zis, păi da, cum să visezi? Am zis, oare să fie adevărat așa? E de parcă aș scoate sinusul de aici egal cu A supra 2 R. Așa de două buze. Da, m-am întâlnit de triunghic. Sinusul, vorbesc de sinusul. Funcția trigonometrică sinus cosinus tangentă cotangentă, da? Catete și ipotenuză. Corect. Și atunci, A supra 2 R mă ajută. 2 R e diametru și atunci îmi sugerează foarte bine să duc diametru. Clar. Da? Clar că îmi sugerează să duc. Deci, vedeți, n-am forțat lucrurile, am mers aproape. Este etapa aceea pe care eu îndrăgesc-o foarte tare. Când nu te descurci, când nu știi, trebuie să încerci, să ai curajul, să încerci să demonstrezi, să ajungi tu la lucrurile. Pentru noi, prin seara asta, este cea mai mare descoperire. Teorema sinusului. S-o subliniați cu roșu, da? Spuneți teorema mare, sinusul demonstrată. Demonstrată. Profesorul își mă amintea. Da? Deci nu mi-am amintea. Ei, domn profesor. Da, și dacă nu mi-am amintea, nu mi-am zis, trebuie să ies din încurcătură. Vă ajut să înțelegeți că și profesorul poate să aibă un moment de slăbiciune, dar mai ales când se filmează, trebuie să găsesc o idee, nu? Dar teorema asta a sinusului doar pentru raza mare a cercului circumscris. Păi numai. Atât? Păi nu, așa am vorbit. Atât? Da, dar se vede, că numai în cazul ăsta. Pentru râm mare, nu pentru râm mic. Nu. Raza dar nici nu voi încapi discuția acolo, da. E altă poveste. E altă poveste acolo, să nu încurcați, să nu aplicați. Când vedeți că aveți aflat raza, băgați asta. Dar vedem ce rază. Raza exact. Mare și raza cercului înscris e mai mică. Exact. E mic se notează. Marea mare. Nu aplicați pe asta. Bun, acum terminăm problema noastră. Atâta vreme când eu n-am făcut-o mecanic, nici voi exact. Nu vreau să o faceți mecanic. Ați văzut cum am străduit, am demonstrat-o. Este excelent. Mă simt foarte bine. Mi-a trecut oboseala. Da. Trebuie să învățați să îndrăzniți. La matematică, de aceea este atât de frumos. Spuneam, o insist, actul de creație se produce aici. Corect. Da? Corect. Învățăm aici. Ne descurcăm. Așa este. Da. Bun, și acum terminăm problema. Și acum întoarce la problemă. Ce fericiți suntem acum. Uitați, este foarte simplu, zicem și noi, în cazul nostru. Acum nici nu trebuie să mai aflăm B-ul și C-ul, domn profesor. Nimic. Că avem una din latură. Nici vorbă. Totul este perfect. Zicem A supra. Sinus de A. Sinus de unghiul de 75, da? Da. Sinus de 75 de grade. Egal cu B supra, da. B mic supra sin de B. De 45. Sin de 45. Da. Și egal cu C supra sin de 60. E C supra sin de 60 de grade și egal cu 2 R. Și acum, ce știm, înlocuim. Corect. A mic. A mic este BC-ul. Nu știm, nu știm, o lăsăm. Nu-mi trebuie. Nu-mi deci A supra, hai să scriu, A supra sinus de 75 de grade e egal cu o știm, B mic. B mic este latura AC. AC nu știm. Nu știm. No. B mic supra. Sim de 45, poate sim știm? Nu știm. 45 îl știm, dar nu ne de folos pentru că nu știm pe B mic. Corect.
Și egal acum cu C, o știm? O știm 6 radical din 6 radical. 6 radical din 2, supra sin de 60 de grade. 3. Sinusul nu poate să fie mai mult de 1. Cât e? M-ai înjurat, fii atent. Când mi-ai zis că sinusul de 60 de grade e 3, cât? Radical din 2 pe... Radical din 2 pe 3. Deci la întâmplare. Așa? Citești din memorie, dacă te ajută, te ajută, dacă nu... E radical din 3 pe 2. Da, și tu mă supere chiar acum, în momentul ăsta, da. Radical din 3 pe 2. 3 din 5, 60. 3 din 5, 60. Oh, când am timp să vă arăt și chestia asta, să vedeți cum îi ține o minte că niciodată nu o să fac efortul de asta. Da? Deci, nu se poate, Adi, să zici 3. Când ai zis sinusul și cosinusul sunt mai mult decât 1, este exact cum ai fi înjurat. N-ai voie. Sinusul și cosinusul sunt cel mult până în 1. Și să se filmează și mă și înjuri în fața camerei aici. Nu se poate. Dar ține minte. Și toată lumea, și prietenii noștri care se uită, sinusul și cosinusul nu au o valoare mai mare decât 1. Ci mai mică sau cel mult egal cu 1. Că sinusul ce este mai adi? E raportul dintre cateta opusă și supra ipotenuză. Catetele cum sunt față de ipotenuză? Mai mici. Catetele sunt mai mici. Față de ipotenuză. De aceea, valoarea raportului respectiv mai mic decât unul. Corect. Și cosinusul la fel. Așadar, aici este radical din 3 pe 2, da? Da. Și radical dintre 1,70 și pe 2, 0,6 e bun. Corect. Da. Egal cu 2. Și luăm doar ultimul. Echivalent cu? Nu? Sigur, doar mai multe. Două copii. Atât îmi place mie foarte tare. Când acolo scoatem ieri. Ați înțeles? Și zicem? 6 radical din 2. Înmulțim cu 2 sus. 12 radical din 3. 12 radical din 2 supra radical din 3. Da. Egal cu 2 el. Simplificăm printr-un 2. 6. Raționalizăm. Și raționalizăm. Deci el va fi egal, citesc din partea asta, da. El egal cu 6 radical din 6 pe 3. 6 radical din 6 pe 3. Simplificăm. Da, și egal cu 2 radical din 6. Terminat problema. Super, frumos. Ce a avut în interior problema asta? Hai să vedem ce a avut. Asta cu teorema sinusului. Și asta, domn profesor, că le-ați, pentru că, bă, că le-a predat teoria, dar nu știau. Deci că dacă avem unghiul pe cerc, măsura arcului de două ori măsura unghiului. Sigur că da. Invers. Deci ori zicem că unghiul este egal cu jumătatea măsurii arcului, sau că arcul e dublu măsurii unghiului, este același lucru, dar atenție multă, cea mai frumoasă chestie este că dacă unghiul este constant, apoi el se plimbă pe arcul complementar acestuia. Și tot 75 de grade în cazul nostru. Și el tot 75 de grade va avea tot timpul, câtă vreme o ia din, de la C, merge și până ajunge la D. Tot 75. Aș putea formula așa. Care este arcul pe care îl descrie A? Câtă da. Vreme el are măsura de 75? Răspunsul? 150. 150 este ăsta, dar nu pe ăsta descrie. Îl descrie pe complementarul lui. A, pe complementarul lui. Adică descrie 360 de grade minus 150, 210. Deci, câtă vreme unghiul rămâne constant, da. De 75 de grade, el descrie un arc de cer de 210. 210, complementar. Complementar, adică până la 100, până la 360. Asta înseamnă locul geometric. Locul geometric, adică ce descrie, ce lasă, ce urmă lasă în plan, e arc capabil de unghi dat. Așa se zice. Arc capabil, adică de măsură, a unghiului dat. Deci, locul geometric, iată, aș spune, pentru problema de aici, câte vreme unghiul de 75 de grade, locul geometric este arc capabil de
unghiul acesta de 75 grade, adică de 210 grade. Da. Nu? Și este o parte din cerc, nu? Pentru că B-ul și C-ul sunt pe cercul respectiv. Da. Interesant. Da, mergem mai departe. Foarte interesant. Sunt multe chestii care trebuie să le rețină ei, trebuie să lucreze aici. Da, păi. Să dea la cer, la cer. Sunt probleme foarte, foarte probleme. Atunci ia să te ștergi, doamna. La tine scris. Da, acum, acum încep cu patru la tine scris, da, domnul. Da, da. De mâine încep. Da? Da. De ce esenția rămâne în Biruna și cu Adi? Unghiul cu vârful pe cerc, da, are ca măsură jumătatea arcului văzut, da? Da, dacă arcul e 250, măsura unghiului e de 75. Jumătate. Și invers, dacă știm că... Unghiul e de atât, arcul e dublu. Dublu. Asta trebuie să înțelegi. Și teorema tangențului care le-a demonstrat-o și care aflăm în raza. Este esențială, dar în foarte multe probleme teorema sinusului aplică. Avem teorema cosinusului sau Pitagora generalizată. Exact, exact. Pătratul i latul egal suma da, pătratul da, da. Minus de 2 plus 1 plus 1 dintre ele. Aia să le scriem mai pe asta, da? Care sunt esențiale. Da. Aceste răspunsuri foarte importante să le scriem și să vedem exact. Deci, să ștergem adică din partea asta. Lasă-mă pe mine, treci la ca să scrii tu de acum. Deci teorema sinusului, da? A supra sin de A egal cu B supra sin de B egal cu B supra sin de B egal cu C supra sin de C egal cu 2. Și egal cu 2, iar. Da? Atenție, cu domnul meu, 2 e R mare, da? Teorema acum? Teorema a zis-o Pitagora. Cosinusul. A, cosinusul, da. Sau teorema Pitagora generalizată, da? Pătratul în laturi. Da. Egal cu suma pătratelor celorlalte două. B pătrat și B pătrat. Plus C pătrat, minus de 2 produsul ăstor două. De orice. Când unghiul e ascuțit, când e obtuz, e cu plus acolo, da? Corect. Minus 2BC, BC, ori cosinusul unghiului A. Da. Da? Bun. Ori cosinusul unghiului A. Bun. Zice teorema Pitagora generalizată pentru că când unghiul e de 90 de grade, cos de 90 de grade este 0 și atunci dispare, vine latura la pătrat, egal cu B pătrat plus C pătrat. Un include pe cealaltă, Pitagora, într-un triunghi dreptunghi. Deci teorema sinus, teorema cosinusului. Hai să mai vedem lungimea medianei într-un triunghi oarecare. Formula lungimii median, mediana e de cea la pătrat. Deci lungimea medianei. Mai știu? M indice A la pătrat egal cu... Habar n-am. Nici nu mai știu. Mediana într-un triunghi oarecare? Da. Sau într-un triunghi dreptunghi? Într-un triunghi oarecare. Nu mai știu, vedeți? Ce caută repede în culegere? În culegere, mama, caută repede. Dacă te la profon la întotdeauna. Asta. Ai mai făcut voi odată chestia da. Asta, nu? Tudor, Tudor, repede. Mă trebuie la profon la... Mă trebuie la profon la, da. Mediana de vârful ala pătrat este 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat. 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat minus A pătrat supra 4. Ca aplicația în termenul cosinusului, de acolo găsim. Deci mediana din vârful A scrieți ca și formulă. M indice A la pătrat, 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat minus A pătrat, totul pe 4. Asta într-un triunghi arecare sau poți într-un triunghi arecare. Într-un triunghi arecare. Teorema sinusului, cosinusului sau... A medianei, mediane, într-un triunghi arecare, da? Mai adăugăm aici, tot în triunghi arecare, că R mare, raza cercului circumscris, este egal cu ABC supra 4, nu? 4 supra ABC supra 4 S. Așa.
ABC sub a 4 iese. Deci putem afla raza și cu formula asta. Sigur că da. Dar de unde vine asta? Raza, deci R mare? Raza R mare este raza cercului circumscris, raza cercului mare, circumscris, triunghiul este în interiorul cercului. Și de asta e R mare. Eu tot atrag atenția, că mi-am dat seama că nu sesizați. Și când triunghiul este în afara... Când triunghiul este în afară și cercul este înăuntru, atunci e raza cercului mic. Cercul mic. Da, cercul mic. E mai mic față de cercul care deși. E raza cercului înscris. Da. Și ăla e râmic. Ăla e mai mic. Dar când triunghiul în cerc e râmare și că avem cerc în triunghi. E râmic. Avem triunghi în cerc. Triunghiul în cerc e râmare și când avem... Dar mi-era nu trebuie să le ții așa. Dar deci când triunghiul și cercul e pe afară, atunci e rămare. Când cercul este în interiorul triunghiului, e mic. E raza mică. Da. Deci când cercul trece pe afară, e mai mare cercul. Normal, e un cerc mare. De-aia zicem rămare. Când cercul e în interior, tangent la laturi, nu, râmic. E râmic. Da. Cum vine asta? De unde vine oarea asta? Păi de la tot de la arii. Tot de la are trebuie să vedem, tot acolo. De la are, că avem pare. Am avut așa că este egal cu BC. BC ori sinus, ori sinus de A. Pe 2. Totul pe 2. Dacă vrem să dar avem pe de altă parte A supra sin de A, tot mai avem ăsta. Da, egal cu, egal cu 2 R. A, corect. Scoatem pe sin de A de aici. Da. Și sin de A. Egal cu A supra 2 R. Sin de A e A supra 2 R. A supra 2 R. Și înlocuim acolo. Și vine că ies egal cu BC pe 2. Hai zic BC pe 2. Ori sinus de A. Adică ori A supra 2 R. Adică egal cu ABC supra 4 R. Sau schimbăm locul R cu S și vine că raza egal cu ABC supra 4 R. Terminat. De aici vine. Deci am dat-o și pe asta. Nu trebuie mecanic, atâtea formule, dacă nu vedeți legătura dintre ele, vă obosiți. Da, siguranță. E enorm. Deci, dacă eu știu termenul sinusului și știu că e area BC ori sinus de A pe 2, area oricărui triunghi, oricărui triunghi oarecare. Sigur că da, sigur că da. Și atunci, iată ce fac eu, scot pe sin de A din termenul sinusului, l-am locuit, și veni ABC supra 4 R, a schimbat R cu S. Deci raza puteți să o aflați și așa, și așa. Și cu teorema sinusului, și cu... Și cu formula asta, care e de fapt ca o aplicație a teoremei sinusului. Corect. Dacă știu toate laturile, dacă știu toate laturile, atunci zic ABC, de 4 ori are, că are, o pot afla când știu toate laturile prin formula lui Herron. S, știți bine? Da. S egal cu radical din P, pe lângă P minus A. Pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Unde P? Pe lângă P minus E A plus P. Unde P este semiperimetru, A plus B plus C. Pe 2. Pe 2. Pe 2. Deci, dacă știi într-un triunghi, dacă știi toate laturile, toate laturile, atunci poți să afli area prin Herron, după care poți să afli și raza cercului scris. Produsul celor trei laturi, supra 4, raza cercului circumscris, da, circumscris. ABC supra 4 R. Corect. Și atât am aflat. O faceți pe ce, dar vreau să mai scriu câteva rezultate și cum să ne duce și pe problemele acelea care aveți. Deci mediana, am zis ier mare, ier mic acum. Ier mic egal cu S supra P. Asta vă dat-o azi. Da. Da. Nu azi. Mai demult, probabil. Ier. Ier mic egal cu E supra P. Ați putea să o demonstrați? De unde vine chestia asta? Unde P e tot semiperiment. Păi dacă e vorba iar de arii... Păi aria... Sigur că da. Eu aș face, fiindcă e vorba de ier mic, da, de acel cu înscris, deci am să iau un ier mic la întâmplare. Chiar unde se găsește centrul cercului înscris? Centrul cercului? Înscris. Adică cercul să fie tangent. La intersecția cui? La... Acolo, în centru... De acolo, în centru. Ah. Dar cum? Cum îl găsesc? Cum îl găsesc? La intersecția? Mediană. Da, zice, m-a întâmplare. La care le zicești acum? Da. Vă lăsa întrecere? Nu. Păi vreau, Viruna,
Eu vreau să caut un punct care să fie la egală distanță de laturi. De cele trei laturi. Dar cine se găsește la egală distanță de laturi? Punctele toate de pe bisectoare. Corect. Deci punctele de pe bisectoare a unui unghi au calitatea, toate punctele de aici. De a, calitatea este aceea de a fi la egală distanță de laturi. Corect. Și dacă eu duc bisectoarea de aici și duc și una și din partea cealaltă, acest punct este pe așa să bisectoare, deci la egală distanță adică asta și pe asta odată, dar fiindcă și pe bisectoarea cealaltă și asta egală cu asta. Așadar, I, că I se notează, intersecția bisectoarelor, I, I1, I2, I3, sunt raze. Ce sunt I1, I2, I3? Raze. Sunt raze. Pier mic. Și atunci, hai să vedem triunghiul A, B, C. În triunghiul area triunghiului ABC a fost rupt în trei triunghiuri. Faceți un cer mic, domn profesor, acolo. Hai să facem, mai... da. Uitați așa, tangent laturi. Vezi? Da? Și asta e iermic, mama. Vezi ce fain se vede acum când zici iermic asta? I, I1 este iermic, I2 iermic, iermic. Este, nu, tangent, I3, perpendiculare, iermic. I3. Și acum zicem, area triunghiului ABC, să notați regulă cu yes, da, yes, hai să zicem, da. Yes, yes ABC, ABC să zic tot ca să înțelegeți, egal cu yes, AIB, AIB, plus yes, BIC, BIC, plus yes, AIC, AIC. Da? Da. Yes, a triunghiului mare, egal cu... Cu cine este egal A de-a triunghiului AIB? AIB. A, IB. Cu baza AB. Baza AB, ca aici e mic. Da, ori înălțimea IU2, ori raza. Deci, C mic, ori raza, pe 2. Da. Plus. Plus. La BIC acum, BIC, da? Da. Avem BC, care este amic. Amic. Da. Ori aceeași rază. De ce BC e amică? De ce BC este amic? Păi latura opusă unghiului am. Nu te apulite mici. Da? Amic, ori iermic, ori înălțimea I3, supra 2. Și plus... Pentru că înălțimea e raza aici. Da? Și plus... Plus area lui A, I, C. Care e AC, care e B mic. B mic. Ori... Ier. Supra 2. Și cam mai departe cu... Ier este factor comun. Corect. Și zic, ier e mic, pe lângă. A plus B plus C. A plus B plus C pe 2. Da. A plus B plus C supra 2. Și faci ier mic, ori B. Iată că ies, am arătat că e egal cu ier mic, ori P, de aici rezultă că ier mic e egal cu ies supra P. Corect. Deci raza mică, adică raza cercului înscris, egală cu... este cu area triunghiului supra semiperiment. Semiperiment. Raza cercului mare este ABC, produsul celor trei laturi, sunt de 4 ori area. Aria. Ea vine ca aplicația termic sinusului. În area triunghiului, de ce ori sin de A pe 2, am înlocuit pe sin de A din teorema sinusului și ne-a ieșit repede. Bun. Deci știm cum se află și raza mică, știm cum raza se află mare, și raza mare, raza mică, toate câte le-am spus până acum sunt valabile într-un triunghi de care? Oarecare. Într-un triunghi oarecare. Deci numai în triunghi oarecare, da? Hai, adu-te și bun. Hai să vedem acum aceste rezultate, vă rog să le asta rețineți. Asta trebuie să le rețineți în cercuițile mari, așa să le știm. Sunt repede. Niște rezultate care ne ajută foarte mult în rezolvarea de probleme. Mergem și următoarea problemă. Problema 15, de la pagina 182. 15, da. Care sună acum? Fie triunghiul ABC înscris în cercul de centru O și raze R. Deci triunghiul, în ipoteză,
în ipoteză, dreptunghi ABC, înscris în... Fie dreptunghi ABC, înscris în cercul de centru O și era vernic. A, B, C, înscris... Da. În, în cerc. Cercul din centru O și era zeiat. Și era zeiat. Măsura un... Ier, da. Ier mic aici, înscris. ABC înscris. Dacă triunghiul este înscris în cerc... A, ei notează cu iar mic și înscris și cercul. Ei, noi notăm de bani ca așa vă da. Și măsura unghiului BAC, 70 de grade. Măsura lui BAC, 70 de grade. 70 de grade. Dacă BD este tangentă la cerc... BD tangentă, tangentă la, cerc, la cerc... Iar D mare și A... Cum aș scrie altfel BD tangentă la cerc? Să scrie așa, că BD intersectează cercul de centru O și rază iar într-un singur punct. Intersectează cercul într-un singur punct, corect. Ai spus că e tangentul unde ai spus? BD. Deci, dacă BD este tangentă la cerc. BD tangentă la cerc în D, înțeleg eu. În D. Iar D și A se află de aceeași parte a dreptei BC. D și A, a de aceeași parte a dreptei BC. BC. Adică sunt în semiplanul, dacă așa este BC. Da, e de aceeași parte. Amândouă sunt de aceeași sus parte. Sau da. Jos. Ori de deasupra, ori de deasupra. Da. Cu alte cuvinte, D se află în aceeași zonă cu, cu A. Corect. Da? În același semiplan. Da. D și A se află de aceeași parte a dreptei BC. Se află de aceeași parte. Parte a dreptei BC. A dreptei BC. Da. Să aflăm în concluzie măsura unghiului. Să aflăm măsura unghiului D, B, C. Concluzie, măsura lui unghiului D, B, C. D, B, C egal cu cine? Corect, asta e la scopul. Cum o să facem azi? Ce propui? Ai trebuie să desenăm și tu. Ce să desenăm? Zi tu cum să, ce, cum să încep. Mai întâi desenăm cercul. Sigur că și da. După aia desenăm în cercul triunghi. O să scriem un triunghi. Da, și cu măsura unghiului A de 70 de grade. Aproximativ de 70 de grade. Deci așa se face. Desenăm un cerc. Și măsura lui A cam de 70 de grade. Zicem și noi așa, cam 70 de grade. Cum a fost înainte 75, pe aici cineva. Da? Deci A-ul aici, B și C. Deci căutăm ca BC să nu fie diametru, că dacă BC e diametru, unghiul l-am forțat de 90 de grade. Așa, BC să fie o coadă, mai mică decât diametru categoric. Diametru este cea mai mare coadă din cerc. Deci unghiul ăsta de 70 de grade. BD tangenta la cerc. BD tangenta. BD deci, petrece prin punctul D. BD tangenta la cerc. Păi în B ar trebui să fie. Dacă e tangenta la cerc. Nu, aici am zis eu în D, dar... În B, da. B. Că B fiind punct pe cerc. Corect. Duc o tangentă la cerc, adică taie doar într-un singur punct cercul, în B. Încă din nou, o B trebuie să fie unghiul ăsta de 90 de grade, așa. Totdeauna, tangenta e perpendiculară pe rază. Și D, luăm pe tangentă, dar putem să luăm aici sau în partea cealaltă. Deci îl luăm pe D ori aici, ori în partea aia. Însă autorul ne spune că D și A, D-ul și A, deci, sunt de aceeași parte, ne indică că BC, uite, asta dacă e BC, dreapta BC, da.
ne indică clar să nu-l lasă aici. Corect, să-l lasă în partea aia. Oriunde vreți voi, pe dreapta asta, luăm și noi un punct D. Ca să fie de aceeași parte cu A. Pe aici până la D. Bun. Și se cere să găsim măsura unghiului D, B, C. D, B, C. Deci, AD, unghiul ăsta vrea autor. Măsura unghiului D, B, C. Care-i 90 plus ceva. Care-i 90. Sigur. E sigur 90 că este asta. Era asta. Da? Și plus unghiul ăsta micuț de aici. Adică, dacă aș duce așa, unghiul ăsta de aici, cât este? Cal. Unghiul ăsta de aici. În clipa în care am dus așa, am prelungit diametrul ăsta, așa, vedeți? Da. Că rază fiind, am 90 de grade aici făcut și am dus mai demult, mai mult așa. A1. A1, poftim. Păi ăla e tot de 70 de grade. Ăsta e tot de 70 de grade, foarte bine. Ăla din cei de 90, pentru că acum ăla fiind diametru clar din 90. Ăla e 70, 90 cu 70, 160, înseamnă că până la 180 mai avem 20, sau dacă am s-o cădit bine. 90 cu 70, 160, până la 180, 20 de grade. 20 de grade. Și atunci unghiul este din 20 de grade și cu 90. Adică 110. 110, termină problema. Deci dacă îl trecem, o trecem prin diametru... Dar de ce am trecut-o eu? De ce nu mi-am văzut de treabă? Tocmai din, ca să facem unghiul drept aici. Da. Odată. Și odată cu unghiul sigur care se mișcă. Foarte important. Loc geometric. Indiferent unde va fi pe arcul ăsta, tot 70 de grade. Da. Foarte important. Da? 70 știindu-l, 90 l-am pus acum în situație 90 și mi-a rămas unghiul ăsta de care avem nevoie de 20 de grade. Nu știam. Corect. Acum e 90 și cu 20, 100, cât este? 110. Demonstrație. Cum zici la demonstrație? Fie B aprim. Da? Fie BA1 diametru. Da. BA1 diametru. Deci fie BA1 diametru. Și cum BD intersectează cercul de centru O și rază el și îmi dă punctul mulțimea formată din punctul B. Miruna, hai să zic și da, pe B. Da, să-i explic așa, domn profesor. Uite, în problemă era așa, nu? Triunghiul ABC, înscris în cerc, unghiul ăsta de 70 de grade, dat în problemă. Corect. Și tangenta adusă la cerc, în B. Dacă e tangenta la cerc, totdeauna tangenta e perpendiculară pe rază. Sau pe diametru, dacă vrem. Deci tangenta e totdeauna perpendiculară pe diametru. Și atunci, mi se cere să găsesc unghiul, măsura unghiului C, B, D. Că zice, D-ul și cu A-ul sunt de aceeași parte a lui BC. Uite, mai avem aici. D și A sunt de aceeași parte, adică pe tangenta la cerc, în punctul B, iau un punct D, dar nu-l iei cum vrei tu, ci lei așa fel încât să fie în aceeași parte față de, în aceeași parte față de dreapta BC, în aceeași parte unde se afla A-ul. Adică sus, obligatoriu sus. Așa, ca să mă dirijez să vorbească de unghiul D, B, A, C. Să nu iau aici C, B, D. Că ce bădă unghiul ăsta,
știți cu cine ar fi fost egal? Exact cu arcul CB pe 2. Adică 70 de grade. Că unghiul ăsta de aici e egal cu unghiul de aici. Că ele văd același arc. Ce arc? CB. Și ăsta din A unii se uită tot spre arcul CB. Corect. Atunci au aceeași măsură, 70-70. Și atunci unghiul ăsta, iată, din 180, din 180 îmi rămâne 70-110, mult mai ușor. Mult mai ușor. Iată, a venit tu și vine cu inspirație la noi. Vrând eu să-ți explic problema cum am făcut-o pe partea cealaltă, am zis așa, ăsta e 90. Asta am prelungit. Acolo, da? Da? Raza și tangentă, și ăla e 90. Și am prelungit-o și atunci unghiul a ieșit tot 70 de grade, oriunde ar fi el pe cerc, de la problema anterioară. Da. Și dacă 70 de grade înseamnă 90 că... 90 și am trecut prin diametru. Aici e 90 de grade pentru că A1B este diametru și A1B fiind diametrul face ca să fie jumătatea arcului și jumătatea arcului într-un cerc 360, adică asta este 180 și atunci ăsta e 90 obligatoriu. Da. Și în felul ăsta am zis și eu că sunt foarte tare, că ăsta am pus cu 20 de grade, 70 cu 90 cu 20. Da. Deci ne-au rămas 90 cu 20. 110. Dar am mult mai deșteaptă chestia. Ca să vedem că ăsta e tot de 70 de grade. Și atunci ăsta tot în completare până la 180. Îi rămâne din 180 unghia lungit, scădem pe 70 și rămâne 110. Da, dar interesant și asta o altă demonstrație. Prin două metode. Da. Profesor, pentru că aici ai învățat, le băgați în cap ideea asta. Acu, oriunde aș plimba, e de aceeași măsură. Încă o dată aici a fost valabilă chestia asta, da? Oriunde l-aș plimba pe A, pe bucata asta de arc de cerc, el rămâne de aceeași măsură, pentru că se privește spre acest arc constant. Nu se modifică mărimea lui. Că B și C sunt fixe. Corect. Da? De aceea spunem că e loc geometric capabil de unghi uzat. Și acum care demonstrație să fie? Ne spune ipoteza să construim într-un ghiu că A1B. Nu, l-am construit noi. L-am dus noi. Ca să facem dreptunghi, mamă. Particular, ca...